Bună dimineața, bună dimineața la toată lumea. Vă salut pe toată comunitatea cu tot dragul, cu tot respectul și forța șacalii. Ei, fraților, dacă tot vorbim de... Tot am vorbit în ultimele vloguri ale mele așa de Occident. Uite, o să spun azi o întâmplare a unui prieten de-al meu și să vedeți când Dumnezeu te iubește că ai noroc în viață. Mă aflam, chiar m-a impresionat mult lucrul ăsta și mai ales puterea băiatului ăsta de care o să povestesc acum, pentru că a luptat și în primul rând medicii au fost cei care l-au salvat și l-au readus la viață și el a avut ambiția să lupte și mereu i-am spus și personal, pentru că am fost la el la spital în momentele grele și pun mesaje întotdeauna, pun mediul ăsta online, am vorbit cu el mai tot timpul și l-am subținut și i-am dat curajul așa de a merge mai departe. Mă, oameni buni, mă aflam în Belgia și după cum bine știți, plecasem din Franța pentru că aveam interdicție și am ajuns în Belgia, unde întâmplător, așa a fost să fie, dar a fost de mare, mare ajutor, un vechi prieten al meu, care e prietenul meu și la ora actuală, și el și fratele lui, erau în Belgia, munceau, uitați ca să vedeți, să vedeți caracterul omului și tăria așa a fiecărui om și ce a ales fiecare pentru el să fie bun în viață. De asta spun mereu față de recidiviști ăștia și față de foți, știi, deținuți, că dacă tu îți dorești ceva, poți realiza, dar doar să ai ambiție și să renunți la multe lucruri urâte din viața și din trecutul tău. Azi o să vorbesc în vlogul respectiv despre doi frați, sunt de la mine din Călăraș, frații Răgăliei, cunoaște o grămadă lume, au făcut și ei pușcărie cu mulți ani de zile în urmă, 10-15 ani, să zic așa, erau mai puști, erau mai copii, au fost pe la minori, au fost pe la BDD, a făcut câțiva ani buni de pușcărie. La un moment dat, oamenii s-au maturizat și au stat și s-au gândit, băi, ce fac, mă? Cât continu eu cu pușcăria și cât mai continu eu cu infracțiunile. Hai să mă las la mâna mea și să mă apuc de muncă și să-mi văd de treaba mea, că m-am săturat de suferință. Mă cunosc foarte bine cu ei și asta e, când îți dorești ceva, îți dorești un lucru bun și vrei să realizezi ceva bun pentru tine și vrei să îți fie bine și să stai alături de familia ta, poți face lucrul ăsta, frate, dar trebuie neapărat să renunți la anumite lucruri urâte și la anumite orgolii de-astea prostești. Ajuns în Belgia, v-am zis cu interdicția, cu asta, cum am avut de la prefectul de Lille, din Franța, îl sun pe unul dintre frații respectivi. Salut, salut, ce faci, bă, Răgăle? Ce să faci, bă, frate? Uite, îs pe la muncă. Bravo, frate. Băi, zic, uite, bă, sunt pe Belgia, pe aici și zic, doar ce am venit, nu am unde să stau, nu cunosc pe nimeni, or fi băieți care mă cunoaște, care alea, dar încă n-am dat de ei și băi, zice, nicio problemă, uite, dacă e, poți să vii să stai la mine. El, Răgălie Marian ăsta, avea un apartament cu fraxul și avea apartament mare cu 4 camere. Uite, poți să vii la mine și îți dă fratele tău o cameră și nu trebuie să-mi plătești nimic, nu trebuie, n-am nevoie de niciun lucru de ăsta bănesc, să spunem așa. Dă niciun avantaj. Bine, bă, frate, îți mulțumesc mult. Trece ziua respectivă. Am stat pe la Anverpen până a venit el de la muncă seara. Seara m-am găsit cu el. M-am dus la el acasă. Mi-am mers la o terasă, am băut câte un suc, am mâncat ceva pe acolo, am mai stat de vorbă, nu ne mai văzusem de atâția ani de zile. Și am mers la el acasă. Am mers la el acasă,
mi-a arătat omul, uite, bă, asta e casa, uite așa, uite așa, ce am stat noi de vorbă, ce am mai discutat noi acolo, nu ne mai văzusem de mult timp. Bun, mă, frate. Mi-a lăsat omul cheia de la casă ca să vede și voi cât de mult m-a ajutat pe mine băiețașul ăsta. Bun. Bă, dar zic, frate, tu unde e? Dumnezeu, ce e în concediu, e în țară. Dar trebuie să vie și el. Bun. A trecut 3 zile, a trecut 7 zile, treaba bună, treaba frumoasă, noi prieteni de atâția ani de zile. Am început să mai cunosc, ba pe unul, ba pe altul, să mai mă împrietenesc și cu altă lume străină. Umblam, circulam, umblam pe stradă, umblam pe toate barurile pe acolo, umblam pe peste tot. Mai mi-a arătat el mie ba una, ba alta pe acolo. Vorbim de strade, de străzi, de astea vorbim. Ba, de câte un prieten, bă, mai e și cu tare, mai e și ăla, dar și eu cu munca cu asta, nu prea mă văd des așa cu ei, că plec dimineața, vin seara. Într-adevăr, omul, ca să vedeți că el și-a ales un drum bun în viață și chiar lucra foarte, foarte, foarte bine, lucra și câștiga bani frumos și la ora actuală câștigă, asta e ambiția omului și asta e caracterul omului când alege să facă ceva bun pentru el. Bun. Începusem să fac o grămadă prieteni pe acolo, o grămadă cunoștințe. Îmi lăsase omul cheia. Ce zice? Băi, frate, nu știu cât a mai durat, vreo lună de zile, să zic așa. Băi, ce trebuie să plec și eu în concediu. Stau vreo 2-3 săptămâni și mă întorc înapoi. Bine, mă, frate. Mi-a lăsat omul toată casa la dispoziție. Niciodată nu mi-a cerut niciun ban respectivul. Nici el, nici fratele lui, dar fratele lui era în țară. Am vorbit cu el pe cameră, vorbeam mai tot timpul. Și cu fraxul. Mai făceam glume, mai ne aduceam aminte, ba de una, ba de alta. Mai am vorbit și de pârnaie. Zic, bravo, bă, bine ai ales că mergi la muncă și nu mai ai treabă cu viața urâtă din trecut, de ani de zile din urmă. Păi ce să fac, frate, uite, lucrezi bine, bă, chiar lua bani frumoși. Și meseria, și învățase și meserie. Bun. Pleacă omul în țară, rămân acolo, îmi văd de treaba mea, țin de casă, că era casa omului, nu duceam pe nimeni acolo, că i-am zis, indiferent ce ar fi, bă, nu aduc pe nimeni aici, că n-are rost, nu-i casa mea. Tu să stai fără grijă, să stai, da, la ore, zice, am încredere în tine, te cunosc de zeci de ani, știam de copii. Bun. Băi, fraților, vine timpul să vie înapoi drăgălie. Unul dintre frați, Marian ăsta. Dom'le, zici, vezi că pe data de vin înapoi, vii să mă ieși pe mine de la aeroport. Da, mă, cum să nu vii? Ce zi, mă, mai sunt cap pe discuții. Mă duc că le-au de la aeroport. Mergem la o terasă, era cald, era frumos, mergem la o terasă, bem un suc, două, trei pe acolo, mai stăm de vorbă, mai nu știu ce. Mergem acasă, la un moment dat, ce zice, nu știu, a trecut vreo săptămână, așa să zic. Băi, zice, trebuie să vie și frate meu. Fraxul avea mașina, are permis și la ora actuală avea mașină, dar avea mașina jos în garaj. Aveam și cheia de la garaj. Mă lăsase omul tot acolo, frate, că și eu mai băgam mașina în garaj, la el acolo, la bloc. Mergem să luăm? Mergem o să luăm. Eu acum umblam, frate, ba cu unul, ba cu altul, ba pe la chefuri, ba pe la diferite lucruri de-astea, pe la combinații, să fac bani, de-aia plecasem de acasă, mai ales că îmi stricase și treaba în Franța acolo. Acum dacă ajunsesem în Belgia și cunoscusem o grămadă lume, o grămadă, chiar m-am prietenit cu multă lume, de-asta mor eu pe ăștia apropiații. Păi băi, voi apropiaților, care unii dintre voi, care mă știți destul de bine și chiar am avut multe lucruri în comun în trecut. Voi ați început să mă criticați pe mine, iar alții care au fost străini s-au împrietenit cu mine și au văzut foarte, foarte bine calitățile și caracterul meu. Urât în partea voastră. Atâta vă zic. Nu vreau să mai continui cu voi, că iar începeți cu telefoane, cu sunatul și cu toate prostiile și cu toate milogelile astea. Da, mă, zic, merge, mă, frate, și luăm și pe fractul de la aeroport. Băi, oameni buni,
mă împrietenisem foarte, foarte bine cu niște băiețași, tot români, stăteam în altă zonă, cam departe de noi, de acolo de unde stăteam noi, și mai mereu mă chemea la cheful, mă chema la una, mă chema la alta, eu pe ei la fel. Vine ziua respectivă, ne ducem, luăm și pe fraxul de la aeroport. Zic, hai mă, să mergem la... Mergem la o terasă aici. Mănâncă și ăsta ceva, bem câte un suc, bem câte apă, ce facem noi acolo. Haide, mă, frate. Ca să vezi când Dumnezeu te iubește, mă, frate, și ține la tine. Îl luăm și pe fraxul de la aeroport, venim, mergem la o terasă, stăm pe acolo, am stat vreo oră, două, cât am stat noi, am mai stat de vorbă, am mai râs, am mai spus treaba bună, frumoasă. Între timp mă sună prietenii ăștia ai mei, care m-am cunoscut cu ei în Belgia. Ce faci, bă, Laure? Ce să fac, bă? Zic, uite, sunt cu niște prieteni ai mei, uite, așa, așa, stau aici pe la terasă. Dacă vreți, veniți încoa. Domnule, ce noi suntem în curte, facem grătar, facem ceaun, facem nebunii, uite, așa, suntem în chef. Vino pe la noi, pe aici. Haide, bă, că vin de azi mai întârziu, vreo jumătate de oră, o oră. Bine, domnule, te așteptăm. Plec, frate. Mi-au dau noroc cu băieții ăștia și plec. Băi, zic, ce aveți nevoie, ce cu tare mă sunați, indiferent de situație. Da, domnule, acum ce regulă? Băi, dacă a venit frate, are permis, are mașina în garaj, are astea, dacă e ceva, te sunăm. Bine, mă, frate. Am plecat, mă, frate. Mă duc acolo. Toată noaptea la chef acolo. Dă-i șprițuri, dă-i una, dă-i alta. Muzică, distracție, cum e la chef. Băi, dimineața, îmi dă telefon brăgălie Marian. Băi, frate, zice, ce faci, unde ești? N-ai mai venit azi noapte acasă. Nu, dacă am plecat la chef, ce să mai... Băi, zice, dacă poți să vii și astea, uite, eu sunt cu fratele meu la spital. Băi, oameni buni. Ca să vedeți și voi, mă. Ei se pregăteau de muncă, că aici e întâmplarea cumpăna vieții alu Costel ăsta, alu Răgălie. Băi, ce cumpăna a avut băiețașul ăsta, mă, care niciunul, nici altul, frate, nu consuma alcool, nu făcea exces, foarte rar, mai bea și ei câte două, trei beri, dar foarte rar, nu le avea cu alcoolul, nu le avea cu astea. Ce supărări o fi avut el, Costel ăsta? Sau de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? De la stres, de la... Habar n-am, nici eu nu știu să-mi explic. Băi, zice, vină la spital, că uite, l-a luat pe frate meu la spital. Ei, în dimineața respectivă, se pregăteau să ducă la muncă, pentru că muncea la aceeași firmă amândoi. Asta la o cafea, la o țigare... Amândoi de vorbă acolo, frați. Stăteam în același apartament. Eu stăteam la ei. Sau mă mutasem în altă parte. Nu mai mi-aduc bine aminte acum. Oricum, mă duceam la ei mai tot timpul. Chiar mi-a fost de mare, mare ajutor și salut. Și are tot respectul meu întotdeauna pentru lucrurile astea frumoase. Și l-a avut întotdeauna și fără să facă lucrul ăsta, să mă ție la ei acolo. Băi, zice, sunt cu fratele meu la spital, uite ce am pățit, băi. Stăteam la cafea, fumam o țigare, o cutare, ăsta s-a luat la baie. Na, ca tot om, l-am așteptat 5 minute, l-am așteptat 10 minute, l-am așteptat 20 de minute, nimic. Băi, zice, ia să mă duc eu să văd ce face ăsta. Probabil el s-a gândit în prima fază, bă, ăsta a ieșit în baie, să schimbă, să îmbracă, să mergem la muncă. Dar ce e cu el, dar nu mai iese, vorbește la telefon, ce face. Când s-a dus, mă, frate, Costel căzut în baie. A făcut AVC-ul. Vă dați seama că l-a luat panica, l-a luat frica, a sunat la firmă, a sunat patronul, a sunat la salvare. Nu prea știa omul să vorbească. Știa, dar nu prea știa să lege cuvintele bine. L-a luat salvarea, frate, pe Costel și l-a dus la spital. Ce să mai, că mi-a trecut toată aia, era 8 dimineața, nu știu cât era ceasul. Oricum era de dimineață, 7-8. Băi, ce să mai, l-am zis la prietenii, băi, gata cu cheful, cu astea, eu zic,
mă duc la un prieten de-al meu, că uite ce s-a întâmplat cu tare. Probabil că ei n-au crezut în prima fază. Zic, vă dați seama că mai stăteam și astăzi cu voi la chef, da? Mă duc acolo, prietenii mei, frații mei, îți de la mine de acolo. N-are pe nimeni și ei pe aici, nu? Și mă duc la spital. Când mă duc la spital, vorbesc cu fraxul, băi, ce, cum s-a întâmplat? Băi, zice, uite așa, uite așa, ne pregăteam de muncă, alea, s-a dus ăsta la baie, l-am așteptat, când mă duc el căzut, băi, frate, băi, zic, ferească Dumnezeu, băi. Băi, zic, lasă-mă, nu-ți pierde curajul, fii tare, fii puternic, că zic, dacă ajung la spital aici, ăștia chiar au medici, chiar au aparatură, chiar au tot ce trebuie și o să-l pui pe picioare. Bun. L-am luat de la spital, am plecat acasă, am mai stat noi pe acolo, ce să faci? El băgase, frate, în sală, la consult acum. Am plecat. M-am dus cam tot, m-am dus mereu cu Marian la el la spital. A început să-și revie, era în recuperare, ieșea afară, putea să iasă afară. Am stat cu el de vorbă, l-am încurajat și a stat cam mult în spital la recuperare acolo, dar i-a prins bine lucrul ăsta. Pentru că chiar s-a ocupat, îl întrebam, băi, se ocupă doctorii de tine? Da, bă, frate, uite, mă pune, făcea exerciții, făcea alea, ci îl punea acolo așa să facă. Băi, zic, să nu faci vreo prostie, să refuzi spitalul sau să fac lucruri de-astea, că e grav pentru tine. Fii puternic, fii liniștit și o să vezi că treaba o să fie bună și o să ieși din spital la fel de puternic cum erai înainte. Băi, m-am și mirat așa că chiar sunt bărbați, nu suntem bărbați acum. Chiar era bărbat sănătos așa, mă, frate, vioi. Și m-a impresionat mult, nu consuma alcool, nu astea, nu făcea abuzuri de-astea, nu făcea excesuri de-astea de alcool, de diferite lucruri de-astea. Probabil că o fi avut el ceva pe sufletul lui, supărări, stresuri, cine știe în ce era el, a ajuns să facă AVC-ul ăsta. M-a impresionat foarte, foarte mult și chiar nu știu cum să mă exprim, că la cazuri de-astea mă cam pierd așa. Chiar mă pusese pe gânduri așa, bă, zic, uite ce e viața omului, ce fere, că poți să fii și poți să nu mai fii într-o secundă. Zic, cum aseară am stat cu el de vorbă și azi e la spital. Ferească Dumnezeu pe toată lumea de așa ceva, băi. Și uitați că și în ziua de astăzi s-a recuperat cam în totalitate, cred că în proporție de 90% e recuperat, pentru că era paralizat foarte, foarte rău. Avea și mâna și piciorul, de-abia tăra piciorul, mâna la fel, de-abia o mișca, dar datorită tratamentului, datorită exercițiilor ce le făcea acolo la spital, medicii respectivi, uite că a reușit să-l readucă la viață în primul și în primul rând și a reușit să-și revie în proporție de 90%. Vorbesc cu el mai tot timpul. Uite, chiar zilele astea o să îl sun iar să vorbesc cu el și să-l mai întreb. Chiar dacă nu vorbesc cu el, vorbesc cu fraxul. Chiar dacă e perioade când vorbesc cu amândoi. Și de asta vreau să spun. Când Dumnezeu te iubește și ține la tine, ai noroc în viață. Referitor la faptele astea de recitivă, la pușcăria din trecut, orice deținut care vrea să-și aleagă un lucru bun, un lucru drept în viață, poate să-l facă, dar îi trebuie bunăvoință, îi trebuie ambiție și trebuie și în primul și în primul rând trebuie să lase orgoliul ăla de vagabond. Trebuie să gândească foarte, foarte bine la anii de suferință, să gândească foarte bine la cei care au suferit și au fost alături pe tot parcursul detenției și să renunțe la orgoliu prostesc, pentru că orgoliul întotdeauna te duce la rău, te duce la ruină, te duce la suferință și nu prea te ajută la nimic bun. Dacă ai orgoliu în tine și ai calități în tine și ai caracter așa, apucă-te și fă niște lucruri constructive, fă niște lucruri bune pentru tine. Nu face niște lucruri rele pentru a te întoarce înapoi.
Asta e părerea mea față de toți recitiviștii ăștia și uite, chiar o să mai fac niște vloguri despre frații ăștia la Gălie, pentru că sunt niște băieți deosebiți, sunt niște băieți ajutători, sunt niște băieți muncitori, sunt niște băieți care și ei au avut de-a face în trecutul lor, fiind mai puștii, cu infracțiunea, cu pușcăria, cu poliția, cu tribunalele, cu judecătoriile, dar uitați, când vrei să faci ceva bun, te lepezi, cum s-ar spune, de satana și îți alegi drumul bun. Băi, o dimineață frumoasă vă doresc la toată lumea. Eu m-am pregătit să plec și eu la muncă și ne auzim în curând cu alte vloguri și cu alte live-uri frumoase și sincere, așa cum v-am obișnuit eu, și continuăm despre multe lucruri, despre multe întâmplări din viața mea și despre multe trăiri de-astea care le-am avut, fericite sau nefericite. Vorbim și de libertate, vorbim și de ordine interioară. Până data viitoare, vreau să reamintesc la puștii ăștia, știți destul de bine logarul meu, fiți cuminți, fiți liniștiți, vedeți-vă de treaba voastră, mergeți la școală, formați-vă o meserie, indiferent care e ea, și evitați anturajele nocive, evitați prieteniile nocive și oamenii care vor să vă tragă la rău. Alegeți întotdeauna prieteni care, și oameni care vor să evolueze, care vor să le fie bine, care iubește tot ce este frumos din jurul lor și indiferent de situație și indiferent de ce anturaj nociv aveți voi, eu spun că dacă voi crede la vârsta crudă, așa fragedă, că nu aveți nicio scăpare, nicio ieșire din grupul respectiv nociv, anotați orice membru din familia voastră, indiferent că e mama, tata, soră, văr mai mare ca voi, pentru că ei sunt în măsură să vă scoată din anturajul care voi sunteți cuplat acolo. Zi bună la toată lumea, ne auzim în curând, forța și acalii și încă o dată mulțumesc oamenilor care mi-au fost alături la meciul oficial pe TikTok și sunt supărat pe multe persoane care sunt din comunitate de la noi, sunt mai vechi și nu au apărut cel puțin să dea un mesaj, un salut. Nu aveam nevoie de multe lucruri, îmi doream să câștig meciul respectiv cu fata respectivă, pentru că știți că am mai avut un oficial cu ea și rândul trecut ne-a bătut. Da, acum am reușit să o guițăm. Mulțumesc încă o dată tuturor și ne auzim cu mare drag pe viitor. Forța și acalii! Abonați-vă la canalul meu de YouTube, fie fete, fie băieți, și trageți voi concluziile din tot ce spun eu în vlogurile respective. Numai bine!